Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la retrospectiva informativă a anului 2014. Am ajuns astăzi la cea de-a șaptea lună, luna lui Cuptor. La 1 iulie s-au afișat rezultatele finale în urma contestațiilor de la evaluarea națională. La școlile gimnaziale din Reghin, elevii nu s-au înghesuit să conteste rezultatele obținute. Cu toate acestea, cele mai multe au fost depuse la limba și literatura română. Profesorii spun că, față de anii trecuți, elevii au obținut note mai mari la matematică. Emoțiile s-au terminat pentru absolvenții de clasa a 8-a care au depus contestații în urma examenelor de la evaluarea națională. La școala gimnazială Alexandru Ceușeanu au fost puțini cei care nu au fost nemulțumiți de rezultate. Am avut doar 9 contestații, 2 la matematică, 7 la limba română, din care au fost admise 3, 2 la limba română și 1 la matematică, elevii respectivi reușind să primească note mai mari cu un punct sau cu 75 de sutimi decât notele inițiale. Anul acesta profesorii observă că s-a inversat situația rezultatelor. În anii trecuți, elevii aveau note mai mari la limba română și mai slabe la matematică, iar explicația stă în dificultatea subiectelor. Dacă la matematică au fost subiecte acceptabile, subiecte pe care elevii noștri bine pregătiți au reușit să le rezolve cu ușurință, astfel încât am avut 7 sau 8 note de 10 la matematică. La limba română, dificultatea subiectului le-a pus probleme elevilor. Pe data de 4 iulie se va publica pe site-ul admiterii la liceu ierarhia mediilor. În acest an, acestea se calculează din rezultatele de la evaluarea națională în proporție de 75% și media anilor din gimnaziu în proporție de 25%. În perioada 4-8 iulie, elevii și părinții vor completa fișele de înscriere cu primele specializări pentru care optează. Iar pe 15 iulie va avea loc prima etapă a repartizării computerizate a elevilor, rezultatele urmând a fi publicate pe 16 iulie. În luna iulie au început lucrările de renovare la Biserica Săsească din Reghin. Proiectul a fost semnat de un arhitect din Sibiu, autorizat pentru monumente istorice, și a fost pus în practică de firma care a reconstruit turnul Bisericii Evanghelice din Bistrița după incendiul din 2008. S-a întocmit un proiect, s-a făcut o licitație și au început lucrările. Pentru prima dată în istoria existenței sale, Biserica Săsească din Reghin urmează să fie zugrăvită pe exterior. Deocamdată se fac mici reparații, urmând ca după întâlnirea dintre proiectant și executant să se cadă de acord și asupra culorii pe care o va avea exteriorul monumentului. Vine arhitectul șef din Sibiu, domnul Fabini, care a semnat proiectul și vine și reprezentantul firmei din Bistrița ca să se înțeleagă cât se va da jos din tincuială, cu ce vom zugrăvi și așa mai departe. Am înțeles că va fi o culoare mai deschisă, așa beș, să se asemene cu piatra asta de colț, care e gălbuie, așa am înțeles până acum. Valoarea investiției este de aproximativ 130.000 de lei, iar termenul până la care trebuie să fie încheiate lucrările este sfârșitul lunii septembrie. Preotul paroh spune că o treime din bani provine de la Fundația Germană Gustav Adolf Werk, care se ocupă de ajutarea bisericilor diasporale din Europa. Restul sumei a fost asigurată din fonduri proprii, respectiv contribuții ale sașilor și bani rezultați din vânzarea unor clădiri vechi din satele învecinate, care au aparținut parohiei. Ultima restaurare generală a Bisericii Evanghelice s-a făcut în anii 70. De atunci s-au făcut doar mici reparații cu buget redus. Anul trecut am făcut acoperișul, am schimbat țigla și acum facem exteriorul. Interiorul arată destul de bine și atunci sperăm să avem pace vreo 30-40 de ani. Biserica Evanghelică este cea mai veche clădire a orașului și are o concepție arhitecturală pretențioasă, care a suferit mai multe transformări. După cum reiese din inscripția sculptată în piatră existentă și astăzi, lăcașul de cult a fost construit în anul 1330. Construcția a fost realizată în 4 etape, în care au fost folosite mai multe stiluri, de la goticul timpuriu la cel de tranziție. Turnul bisericii are o înălțime de 47 de metri. Peste 70 de elevi au învățat timp de o săptămână să picteze pe sticlă, să confecționeze păpuși artizanale, să împletească brățări ori să realizeze felicitări.
Tabăra de vară Icoana Colț de Rai a ajuns în acest an la ediția cu numărul 7 și a avut ca subtitlu Vistierii artei și tradiției populare românești. Începând de luni, 30 iunie, peste 70 de copii au frecventat timp de o săptămână cele 4 ateliere organizate pentru ei în incinta Muzeului Etnografic. Vineri 4 iulie a avut loc expunerea icoanelor și a obiectelor confecționate de copii. La eveniment a fost prezent și primarul Maria Precup, care a declarat că aceste activități sunt foarte benefice pentru copii. Este un eveniment deosebit, ca în fiecare an, pentru că este aparte și eu cred că și unic. Deci este foarte, foarte mare lucru să-ți strici vacanța, toți copiii se gândesc să doarmă, să se joace și să vină să picteze icoane și să facă lucruri care sunt pentru sufletul nostru și care sunt închinate lui Dumnezeu. Deci este un mod foarte inspirat de a atrage copiii, de a-i spre credință, de a-i le educa și a le forma sufletul în a fi corecți. Pe parcursul desfășurării taberei, 17 cadre didactice și 3 voluntari au fost implicați în coordonare și organizare alături de elevi. Copiii de la grădinițele din oraș s-au distrat, au legat prietenii și și-au petrecut timpul în mod plăcut. Cei mici au primit și recompense pentru munca depusă. Facem o tombolă, care sper de acum să fie tradiție, deja e a doua tabără în care le oferim jucării. Li s-au oferit diplome copiilor napolitane, au plecat cu daruri, dar cea mai mare valoare a copiilor este distracția de care s-au bucurat, prieteniile noi care s-au format, bucuria lor de a fi în vacanță, înconjurați de prieteni noi, prieteni vechi și de a munci, de a nu pierde timpul în fața televizorului sau a calculatorului. Coordonatorii taberei spun că până în luna octombrie se intenționează valorificarea exponatelor, urmând ca banii să fie folosiți pentru a face cadouri pensionarilor de la Căminul de Bătrâni. Organizatorii au fost sprijiniți de Consiliul Local și Primăria Municipiului Reghin. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. În prima decadă a lunii cuptor a fost mare sărbătoare pentru cele două case Maria din Reghin. Așezămintele sociale înființate de luxemburghezi au împlinit 10, respectiv 20 de ani de funcționare. Momentul a fost marcat cu fast în curtea casei de la Biserica Sfânta Treime. Prezenți au fost nu doar luxemburghezii care conduc Fundația Convoi Humanitaire pour la Roumanie, ci și oficialități locale. Gazdele au fost reprezentate de managerul așezămintelor sociale, preotul Dimitrie German. Cu toții au subliniat ajutorul pe care l-au reprezentat aceste două instituții pentru 108 copii care le-au frecventat până acum. La Reghin s-a sărbătorit succesul pe care le reprezintă modelele așezămintelor sociale Casa Maria 1 și 2. Duminică 6 iulie a avut loc în municipiul nostru aniversarea a 10, respectiv 20 de ani de la înființarea celor două unități. Acestea sunt situate în curtea spitalului și la Biserica Sfânta Treime din zona Pieței Mari. Au găzduit până acum 108 copii care altfel ar fi ajuns cel mai probabil pe drumuri și ai nimănui. Iată de ce sărbătoarea este importantă pentru fondatori. Luxemburghezii de la Fundația Convoi Humanitaire pour la Roumanie. Astăzi am venit cu mare plăcere aici, m-am bucurat foarte tare că am avut așa o reuniune și am văzut pe toți cei cu care am colaborat și, trebuie să vă spun, sunt foarte mândră pentru tot ceea ce am putut realiza în Reghin. Luxemburghezii au dorit să marcheze acest eveniment pentru că și pentru ei, ca și pentru noi, este un lucru deosebit, mai ales că funcționalitatea aceste două case este impecabilă și aș vrea încă o dată să mulțumesc părintului Dimitrie German pentru că el conduce aceste două așezăminte și întregului personal care activează în aceste două case. Suntem încântați că acești copii au o acasă deosebită și dacă îi vezi la școală sau pe stradă, nu îți dai seama că provin dintr-o casă de copii. Casele Maria sunt administrate de reprezentantul Asociației Filantropia Ortodoxă Filiala Reghin, preotul Dimitrie German. Prezent în calitate de gazdă la aniversare, a subliniat responsabilitatea socială și de suflet care ne revine nouă tuturor. Pentru mine cel mai greu cuvânt care mi-apasă acum pe umeri și mintea și sufletul este acest cuvânt de responsabilitate față de acești copii, pentru că nu mi-e tot una când pleacă de aici ce se întâmplă cu ei și munca tuturor, a echipei și a oamenilor și a femeilor, a mamelor care se dăresc zi și noapte față de ei și să-i îndrume, să-i învețe, să ajungă și să facă ceva în viață și apoi responsabilitatea față de acești
luxemburghezi, pentru că ne-am dat cuvântul în fața lor să o ducem mai departe și în aceste case să fie acești copii cât vom fi noi și apoi cei care vor urma după noi. La manifestarea organizată au luat parte oficialități și primarul Maria Precup, care a vorbit despre succesul pe care îl reprezintă acest sistem de organizare a serviciilor sociale și de educație destinate copiilor care provin din familiile dezorganizate. Noi realizăm ce s-a întâmplat în acești 10 ani și respectiv 20 de ani de, când care se împlinesc de la Casa Maria 1 și aici au fost... Și-au găsit casa 108 copii, care este un mare, mare lucru, ținând cont că acești copii ar putea fi pe stradă astăzi, fără să primească educație, fără să aibă un acoperământ deasupra capului. De aceea, respectul pentru această asociație din Luxemburg este imens. Atunci poate că nu multă lume avea încredere, dar acum realizăm și prin faptul că a fost continuat la un nivel foarte înalt acest proces de educare și de ocrotire a copiilor, așa că pentru noi este minunat. Cu această ocazie s-a prezentat pe larg povestea Casei Maria, o realitate impresionantă, care se regăsește și în cartea lansată săptămâna trecută de Peter Schuller, cel care a intermediat înființarea așezămintelor sociale. Acesta s-a arătat încântat de dorința luxemburghezilor de a investi în căminul de bătrâni de la Ideciu, ca un semn că își doresc să se implice în continuare în viața comunității noastre. La 7 iulie, Ministerul Educației a centralizat rezultatele la examenul de bacalaureat. Conform purtătorului de cuvânt al ISJ Mureș, promovabilitatea la nivelul județului a fost de 58,44%, cu 4% mai mult decât în 2013. La nivel național, situația rezultatelor înaintea contestațiilor a fost de 58,99%, după centralizarea a 97,19% din date. 58,44% dintre absolvenții de clasa 12-a din județul Mureș au promovat bacalaureatul, potrivit datelor centralizate de ISJ Mureș. Procentul este mai mare cu 4% comparativ cu situația centralizată în iulie 2013. Pentru liceele reghinene, situația este puțin mai bună decât în anii anteriori. La Liceul Tehnologic Petru Maior, absolvenții au obținut rezultate bune și chiar cea mai mare medie din oraș. Rezultatele la bacalaureat anul acesta sunt rezultate bune, am putea spune. Am fi sperat să fie ceva mai bune decât sunt, dar per total să zicem că suntem mulțumiți. Avem un procent de promovabilitate de 65,64%, cu multe medii peste 9. Avem un număr de 29 de medii peste 9. La Liceul Tehnologic Lucian Blaga situația se arată mai bună decât în 2013, cu o promovabilitate de peste 65%. Din 151 de elevi au promovat 106, ceea ce însemna un procent ceva mai mare de cam 70% promovabilitate. Putem să spunem că procentul este ceva mai bun. Sunt câteva puncte procentuale în plus în anul acesta față de anii anteriori. Deci, din punctul acesta de vedere putem să spunem că este... un plus și o creștere, să spunem, în școala noastră. La Liceul Tehnologic Ioan Bojor, reprezentanții unității spun că 38% dintre cei 89 de elevi prezenți la examen au promovat. Conform purtătorului de cuvânt al ISJ Mureș, promovabilitatea la nivelul județului este mai mare decât în anul anterior. Avem anul acesta la bacalaureat, avem o rată de promovare de 58,44%, 2234 de elevi au avut media generală peste 6 și la toate disciplinele note peste 5. Pe de altă parte, există 285 de candidați care au promovat fiecare disciplină, dar n-au media peste 6 ca să fie declarați reușiți. Cei nemulțumiți de note au putut depune contestații luni, 7 iulie, în intervalul orar 12-16. Rezolvarea contestațiilor se va face între 8 și 10 iulie, iar pe 11 vor fi publicate rezultatele finale.